Magia emoțiilor este un workshop de dezvoltare emoțională realizat la Târgoviște de psiholog clinician și psihoterapeut integrativ Mihaela Gherca. Avem o nouă ediție, este ediția a patra. Magia emoțiilor este un proiect de dezvoltare emoțională destinat copiilor de toate vârstele, de la 3 până la 18 ani, să facă care au în vedere etapa de dezvoltare din punct de vedere psihologic. Este un proiect foarte drag mie. L-am creat fiind inspirată de nevoia copiilor mai mult. Dezvoltarea emoțională implică identificarea și înțelegerea propriilor emoții, exprimarea acestora într-un mod constructiv, gestionarea emoțiilor puternice. Un start foarte bun pentru dobândirea acestor abilități ar fi ideal încă din preșcolaritate. Toate acestea vor fi parcurse în cadrul workshopului Magia emoțiilor prin joc, prin diferite tipuri de activități creative. Activitățile sunt expresiv creative. Avem activități prin care lipim, decupăm, colorăm. Avem tot felul de cutiuțe cu tot felul de propoziții pe care noi le continuăm. Facem un colaj al emoțiilor, decupăm, punem emoțiile, o emoție o lipim pe colaj, pe urmă căutăm o imagine care seamănă cu emoția respectivă și tot felul de activități din zona aceasta. Am avut până acum chiar și specialistul în probleme pentru copii, unde fiecare copil venea cu soluție la propria sa dificultate. Da. Și aici vorbim de dificultate în sens de management al emoțiilor, de a veni cu soluții, cu tehnici, metode adecvate, astfel încât ei să reușească să-și gestioneze furia, frica, da? Să înțeleg mecanismul fricii, să știu că frica este o emoție și că ea poate fi transformată în curaj, rușinea, să știu când simt rușine și ce mă face să simt acest lucru și să reușesc de asemenea să îmi înving această rușine ca eu să ajung acolo unde îmi doresc și așa mai departe. Avem o gamă largă de emoții și pentru fiecare avem soluții potrivite, astfel încât fiecare participant după să aibă capacitatea să-și folosească inteligent emoțiile. Un alt obiectiv al workshopului Magia emoțiilor îi privește pe părinți. De aceea, două din cele 6 module cuprinse în cadrul acestuia li se adresează. Aceștia vor fi îndrumați către înțelegerea emoțiilor copiilor și către a-i ajuta să îi însoțească în gestionarea emoțiilor. În ce situații ne dăm seama că avem nevoie să cunoaștem emoțiile copilului și să le ajutăm să le gestioneze? Da, un aspect foarte important. Și aș vrea să dau iarăși un exemplu. Atunci când un copil țipă, plânge, se tăvălește pe jos sau aruncă cu diferite lucruri, are comportamente ușor agresive, e ok să înțelegem că el simte furie și să-i validăm această emoție, să-i dăm voie să-și exprime emoția, însă copiii până în 6 ani au nevoie de adult ca să reușească să-și gestioneze într-un mod adecvat și să aibă comportamente dezirabile social și nu comportamente indezirabile, comportamente care fac bine și care nu rănesc nici pe copilul care este furios, nici pe cei din preajma lui. Aici intervine dezvoltarea acestor competențe emoționale, când și astfel putem să-i creăm copilului o bază sănătoasă, înțelegând că el acum simte furie și știind eu ca părinte cum să însoțesc copilul în a-și gestiona furia, reușim cu succes să formăm un adult cu o bază emoțională sănătoasă. Și aș vrea să mai revin cu un exemplu. Rușinea. Știm că mulți copii au această dificultate. Le este rușine să interacționeze cu o persoană nouă. Când ajung într-un grup nou de copii, da? Sunt destul de rezervați, nu vor, nu știu cum să gestioneze acea situație. Da? E în regulă ca părintele să știe că atunci copilul simte rușine și copilul poate să învețe acest lucru, să știe că el simte rușine și împreună cu părintele să reușească să gestioneze emoția astfel încât el să se integreze în acel grup cu succes. Și în timp, copilul își dezvoltă singur aceste competențe și se integrează cu succes oricând în orice grup, nu mai are această dificultate.
Cea de-a patra ediție a workshop-ului Magia Emoțiilor va debuta în data de 29 septembrie. Aceasta va cuprinde 6 module, 4 destinate copiilor, 2 părinților. Înscrierile se pot face până la data de 25 septembrie, numărul de locuri fiind limitat. Pentru informații suplimentare și înscrieri, puteți apela numărul de telefon 07333 722 84.